Am revenit din categoria totul se reciclează, nimic nu se pierde. Aici până mi se încinde ceara și ajunge la temperatură. Așa, mai durează un pic. Aici presa. Încep astăzi din nou să torn, să lucrez ceva. Eu am tăiat toată ceara, toate calupurile. Am spart-o și nu mai urmează să o pun în oală. Și ce fac? Rame care nu mai corespund, gata, nu mai pot fi folosite la albine. Le curăț, le îngrijesc și le reciclez. Fac din ele diafragme. Uite așa. O ramă care a fost veche, nu mai corespundea. Aici eu folosesc pistolul de spumă unde cumva dacă sunt găuri sau ceva. Și să vă arăt cum fac. Am pus polistirenul, l-am înțepenit, îi țapăn, că s-o întări spuma. Și după aia cu cutterul tai spuma asta care ar fi un pic în exces, cum ar fi nodul ăsta aici. Nu-mi place nodul, îl scot. Dacă are diafragmele se mai distrug an de an. Le mai roade albina, le mai. Așa. Cum aleg o parte care îmi place mie. Ori asta, ori asta, egal. Și am primit de la Marinel din Austria, am primit niște bandă din asta, aluminiu band, foarte faină. Pun așa. Pun și aici. Cu cutterul o tai. Îmi trebuie patru bucăți, fix patru bucăți din astea. Așa procedez până mi se face un lucru și mai am ceva de așteptat, mai lucru altceva. Tot așa fac. Mai am și pe la nuci, mai am și pe la magazii de curățat, de selectat la rame, o grămadă de treabă. Îmi selectez toate ramele care sunt albe, le pun separat, care sunt rame care nu convin din magazii. Le dau la topit. Deci cât am? 3, 4. V-am spus 4 bucăți din astea îmi trebuie pentru o diafragmă. Și în fiecare zi îmi pregătesc borcane cu miere pentru vânzare, mai apare câte un client, mai. Așa, te sună cineva, vezi că îmi trebuie să fie puse.
Albina nu poate să le roadă. Plus că iarna radiază tare bine căldura din cuib. Deci iarna e fain cu ele, că nu partea asta cu staniolul o radiază înapoi căldura, nu se duce, nu se eliberează partea cealaltă. Iar dacă se mai fac crescături pe staniolul ăsta, se curăță foarte ușor. N-am cumpărat niciodată diafragme, n-am cumpărat nimic hrănitoare, tot timpul m-am străduit să-mi fac eu. Știu că e mai simplu să te duci să le cumperi, dar cel mai bine să-ți mai și faci, ca să mai... Rame la foc prea puține bag, care chiar nu se mai poate cu ele. În rest, toate le refolosesc. Ori fac din ele rame de trântori, rame clătitoare. Alea nu sunt niște rame care să zici că ai nevoie să vă arăt cum arată. Care nu... De exemplu, e o ramă care a fost o ramă foarte veche și asta e o ramă clăditoare. Am împărțit-o în două, i-am pus o bară aici și eu folosesc rame clăditoare de trântor. A fost topită, trebuie curățată, pusă la locul ei. Asta se folosesc foarte puțin, deci țin ani și ani. Acum că e vremea rece, mai stăm și mai lucrăm prin atelier, mai lucrez pe la camera de albine. Dacă se încălzește de mâine, atunci o să lucrez ceva pe la albine. Mai am și acolo de mai remediat câte o situație, una alta și... Asta se lipește perfect, perfect de polistiren. Vedeți, s-o închis perfect peste tot. Da? Foarte faine. Foarte faine miasă. Am făcut vreo 10 până acum. Urmează să le fac și pe restul. Aici așa rămâne, că albina nu are treabă cu spuma asta. Asta am pus-o numai așa, ca să nu se miște polistirenul ăsta. Dar rest... Așa. Deci, ați văzut și dumneavoastră cum se face. Materialul ăsta aluban, l-am văzut și în Dedeman, un mare magazin. Da, o rolă din asta mă ajunge mult, mult. Asta, alubandul ăsta, l-am văzut într-un magazin, dar nu știu dacă e
fix așa, clever band. Nu cred eu că să fie așa. Ăla care l-am văzut, eu avea o altfel de... Nu avea din ăsta de plastic, avea altceva. Nu m-am uitat cu atenție, dar o să mă uit odată când mă duc să văd dacă o găsesc și de cumpărat. Dacă ați văzut și dumneavoastră cum să face, ce să vă spun? Vă doresc spor la treabă și să ne vedem cu bine.